nevoie. Mergem mai departe, vorbim acum despre nativii Capricorn săptămâna următoare. Capricornii ar trebui să observe tot ceea ce a fost neglijat în viața lor în ultima perioadă și să ia măsurile necesare. Vor încerca să se apropie mai mult de acele persoane care cu adevărat îi creditează, care cred în ei sau care chiar le solicită compania. Există oarecare tendință către mândrie cu acest Saturn în casa a 12-a. De aceea ei vor fi foarte selectivi asupra persoanelor cu care intră într-o oarecare colaborare sau corespondență. Vor înțelege în funcție de ceea ce li se întâmplă, ce au făcut bine sau ce au făcut mai puțin bine în perioada anterioară. Capricornii sunt oarecum una dintre zodiile cele mai vizate din punct de vedere al descărcărilor karmice. Ei cu adevărat pot vedea din ceea ce li se întâmplă dacă acțiunile lor au fost acțiuni care i-au plăcut lui Dumnezeu, i-au plăcut destinului sau care într-un fel sau altul poate au deranjat. De asemenea, sunt câteva zile foarte favorabile pentru aceștia pentru a înțelege unde ar putea să lucreze pentru a debloca anumite situații, cum ar putea să facă pentru a se simți mai fericiți. Venus îi ajută în această zonă de revitalizare, de bucurie sufletească. S-ar putea să vedem Capricorn care pur și simplu au o stare deosebită să facă lucruri care le aduc foarte multă vitalitate, bucurie, poate chiar petreceri sau amuzament, o zonă interesantă în ciuda apăsării sufletești care există și va mai dura o vreme. Fiecare Capricorn are o cruce de dus în această perioadă, are de înțeles ceva legat de el însuși. Fie că este vorba despre familie, fie că este vorba despre o carieră, fie că este vorba despre niște neajunsuri, fie că este vorba despre ceva ce au vrut să realizeze și nu au reușit, și așa mai departe, indiferent deci despre ce este vorba, Capricornii au o cruce de dus. Adică trebuie să înțeleagă ceva legat de sufletul lor, dar la nivel profund, de ce nu mai merge ceea ce nu mai merge, și după ce vor înțelege de ce nu mai merg aceste lucruri, le pot remedia. Dar până nu vor înțelege unde este greșeala, nu le putem garanta o fericire autentică, deși au foarte multe activități care vin către ei și care ar putea să-i bucure autentic, ar putea să-i bucure cu adevărat pe Capricorn. Dar din cauza acestei presiuni pe care Saturn o pune asupra lor, până nu înțeleg ce vrea Saturn să înțeleagă, nu îi eliberează. Deci, practic, până nu se va obține această performanță, pentru că este o performanță să înțelegi ce își dorește Saturn, nu se vor simți cu adevărat liniștiți. De altfel, însă, perioada este destul de bună din toate punctele de vedere. Ce remedii avem pentru ei? Capricornul guvernează oasele, articulațiile și, în special, genunchii. De asemenea, pielea lor este extrem de sensibilă, dat fiind faptul că pielea este exact organul sau partea din corpul nostru care face legătura între interior și exterior, și atunci sunt extrem de expuși la influențele mediului exterior. Totodată, Capricornii fiind guvernați de chakra 1, au nevoie, în special în contextul acest, spuneai tu, în această perioadă de împământare, de înrădăcinare, să simtă că sunt în corpul lor, că sunt cu tălpile bine fixate pe pământ. Stabilitate. Exact. Și cu sufletul deschis, tocmai pentru a putea să-și înțeleagă lecția și să meargă mai departe în viață, să-și atragă acele lucruri de care au nevoie. Remediile pentru ei ar fi să... În primul rând, Capricornii au tendința de a se duce spre un anumit obicei, de exemplu să consume foarte multe dulciuri sau foarte multă ciocolată. În această perioadă ar fi bine să renunțe la această tendință, să se axeze în special pe o carne slabă, pâine din cereale, pește, brocoli, țelină, varză, mazăre. Aromaterapia, în special cu esențe de cedru, de brad, de chiparos, de levănțică, care le și aduce o stare de liniște, și în același timp, ca și plante medicinale, ar fi bine să folosească sirop din muguri de pin sau ceaiuri din pin, obligeană, care este foarte bună pentru afecțiunile stomacului, de asemenea pătrunjel cât mai mult.